cred că este ceva de spus în legătură cu eclipsa de soare din 21 august. Este într-adevăr un fenomen astronomic destul de important prin faptul că în America se așteaptă cel puțin 200 de milioane de oameni care vor participa la vizionarea acestui fenomen. Nu numai oamenii normali, ca să spunem așa, dar și specialiști și cercetători care doresc să afle mult mai multe lucruri în ceea ce privește existența noastră umană. De altfel, aș putea spune că o astfel de eclipsă se produce destul de mă refer la eclipsa totală, nu la cele parțiale sau inelare, ci la o astfel de eclipsă care se produce la un interval destul de lung de timp. Ca și informații, ca și rezultate în urma acestor eclipse, pot să spun, să dau un exemplu, de exemplu, eclipsa de soare care a avut loc în 1919 și dacă n-ar fi fost înregistrată ca atare la acea vreme de către inventor, teoria lui Einstein ar fi rămas cu semnul întrebării legat de curbura luminii. Și apoi toată relativitatea, toată teoria relativității. O astfel de eclipsă de... Deci această eclipsă de soare total se va produce după o perioadă de 99 de ani. Din punct de vedere științific, oamenii de știință se așteaptă la unele rezultate presupuse și chiar studiate de-a lungul timpului. Eu, unul, mă aștept la observarea unui fenomen destul de curios în ceea ce privește un corp astral care nu a fost până în această perioadă, până la această vreme, să fie identificat. S-ar putea ca în urma acestei eclipse totale să acest corp să fie identificat. Dar nu numai atât, iată că exploziile solare, vântul solar, radiațiile solare, care sunt deosebit de puternici în această perioadă, e mult dispus în această prezență, ne aduce faptul că e posibil să existe sau să fie identificate anumite raze necunoscute până la ora actuală, raze care sunt deosebit de periculoase pentru existența noastră pământeană, în sensul că vor încerca să pătrundă peste centrul de banale, dar cu toate acestea, în ultimul timp, se presupune că ar exista o bulă, pus în ghilimele o bulă, între aceste inele centuri banale, care sunt create de către chiar internet. E o problemă cu acest internet și poate vom discuta mai de lung ce ne mai poate spune clădirea, pus în ghilimele acest lucru, clădirea la Google, în ceea ce privește această minune a secolului 21. Spuneți-mi, vă rog, din România va fi vizibilă? Și din Europa și din România? Nu este posibil. O echipă va pleca din România, după cât știu eu, dar cu siguranță va fi transmisă de un post televiziune, după cât am aflat eu. Noi vom aștepta cu dorința de a afla mult mai multe lucruri legate de acest fenomen. Nu este chiar așa de simplu și nu este chiar așa de trecut cu vederea. Vom putea vorbi și deja speculații sunt destul de multe în ceea
perioadă de timp și ce se vor întâmpla în continuare. Sunt prognoze destul de pesimiste. Am spus să punem în ghilimele ceea ce spun, că vorbim din punct de vedere astrologic. Iar această astrologie care o invadat pe plan mondial, interpretări de tot felul și tot felul de speculații și de interpretări, nu prea sunt de natură științifică, dar lumea, cei care sunt oarecum interesați de acest fenomen, nu lasă să treacă nevăzute sau neacceptate tot felul de presupuneri legate de această astrologie. E de discutat și cu astrologia, dacă a fost inventată de către oameni, de către preoți, de către șamani, sau mai tot. Însă, na, ce spune, la logice este, se găsește cu schiară, ghilimele logice este aceste interpretări. Nu va aduce ceva bun. Este clar că o astfel de eclipsă de-a lungul timpului și explicațiile sau semnările de-a lungul timpului nu au arătat rezultate beneficii pentru existența umană. Chiar de câteva mii de ani în urmă, întâmplarea și apariția unor astfel de eclipse nu a dus la ceva care să fie în normalitate. În normalitatea pe care o cunoaștem noi, în normalitatea existenței Universului sau a existenței divine, este un lucru care este necesar, pentru că e posibil, și nu este posibil, ci sigur, va aduce unele extincții de anumită formă și în același timp vor fi niște mutații în legătură cu existența noastră pământeană. Dacă aș face o presupunere, și am spus de câteva ori, punem în ghilimele ultima parte a discuției, în sensul că dacă în urmă cu câteva zile au fost eclipsa de lună și a produs sau nu a produs, a avut sau nu a avut legătură cu tremurul din China. Nu este vorba în cazul acestei eclipse din soare numai de existența noastră pământeană, ci vom putem discuta și despre ceea ce se întâmplă la ora actuală în sistemul nostru solar. Adică vorbim despre planetele care au un anumit comportament destul de necunoscut în ceea ce privește știința noastră legată de mișcările acestor planete și formele lor de existență. Dar putem vorbi destul despre fiecare planetă în parte, ce și cum și cum va fi influențată de această eclipsă. Este și normal ca legile care sunt în vigoare, care sunt acceptate la ora actuală, mai mult decât atât, nu vorbim de cele patru forme fundamentale, principale, care guvernează la ora actuală existența acestui univers plat. Am spus univers plat pentru că în ultimul timp se consideră că universul este plat, cunoscut de către pământeni, la o marjă de 4 și ceva la sută. Fenomene sunt destul de multe, de discutate este mult. Așteptăm ce se va întâmpla în perioada zilei de mâine pentru noi europenii, undeva la ora 8 de seară, iar pentru americani este fenomenul care va fi cu precădere sau cu o mare cum să spun, o mare bucurie pentru că în viața unui om